Asta e, pe lumea? Ce dumneata să ne facă, dumneata? Ce faci? Și bucurie. Ce faci? Pe aici pe lângă casă. Cum e vorba? Mai știu fără să nu crepăm. Nu, vin. Aveți mulți oameni la... Cioși, cu plucuri. Lasă-o plouă. Din plus sau încărtare? Încă și că răspundă să urmă. Poți să care am povestit atunci. Vreau să fac încă o binefacere. Sănătate. Să trăiesc eu fie. Andrei. Florin Burlan, foarte bine. Noi, lumea noastră asta modernă, avem o problemă, încercăm să evităm să mai muncim, să luăm pastile și eu mai știu, nu ne ducem la birou. Oamenii ăștia lucrează într-un picior. Iarnă, vară, toamnă, primăvară, ei lucrează într-un picior. Te-am speriat? Îți place? Ce? Nu știu tu! E pentru tine! Cu siguranță de acum înainte voi fi mai implicată în astfel de acțiuni, pentru că merită. Ai un sentiment la sfârșitul zilei, deși ești obosit, deși ești transpirat, deși ești... E ceva ce nu se poate explica în cuvinte. A fost ideea colegilor, n-a pornit direct de la mine. A fost o discuție, eram în concediu, a venit un mail cu o idee, am ajuns la birou, am preluat ideea, am muncit, am făcut un proiect, am fost în teren, am venit aici, am vorbit cu oamenii, am fost pe la familii, am făcut o prezentare a ceea ce am găsit, cei cu persoane de decizie au mers mai departe, s-au obținut fondurile necesare și după aceea a urmat partea logistică. Deci fusilii și cu pene sunt combinate. Să dau tot singurul sortiment și am luat combinat. Ziua în sine aș putea să o sumarizez într-un singur cuvânt, euforică. Sentimentele, trăirile pe care le-am avut ieri au fost de la tristețe, la fericire, la bucurie, la... Cam toată paleta pe care un om ar putea să o simtă. Incredibil. Foarte bune! Da, să fiți. După mă fie bine, Doamne, ajută-mă și m-ai venit! Sincer, nu am cuvinte să explic. Adică m-a făcut așa să văd altfel lucrurile. Cel puțin în viața mea, nu știu, să învăț să apreciez mai mult ceea ce am și să... Încerc să mă bucur de fiecare moment. Nu știu, și de bunici, și de părinți. Și cred că o să încerc să doresc mai mult. Ce m-a emoționat cel mai mult au fost doi bătrânei, doi bunici, care efectiv când am intrat în casa lor și când i-am văzut, mi-au amintit așa de bunicii mei care nu mai sunt și care m-au crescut. Și nu știu să plâng și acum. Da, ești frumos. A fost așa un sentiment de bucurie, dar în același timp de tristețe. Să vezi cum unii oameni sunt rupți de lume și cum noi ne gândim că nu avem, nu știu, nu cumpăr nu știu ce geacă sau nu cumpăr o pereche de cizme. M-a impresionat demnitatea oamenilor. În sărăcia lor e o sărăcie demnă. Așa cum pot, ei își duc viața și știu să se comporte. Este impresionant.